Legumele și fructele pline de vitamine și nutrienți și benefice pentru organism pot deveni dușmanul sănătății dacă nu ținem cont de modul lor de consum. Specialiștii au afirmat că anumite legume pot deveni toxice și chiar să provoace boli grave în anumite circunstanțe. Una dintre legumele despre care prea puțină lume știe că ar putea deveni un pericol pentru sănătate este foarte des folosită în bucătăria românească, în special la ciorbă. Țelina, căci despre ea este vorba, poate să aibă multiple beneficii pentru organism și este bogată în vitamine. Aceasta poate însă să devină toxică în momentul în care este reîncălzită, scrie site-ul de sănătate doctorul zilei. Explicația constă în faptul că țelina are un conținut ridicat de nitrați. În momentul în care mâncarea în care a fost adăugată este reîncălzită, respectiva cantitate de nitrați este liberată. Nitrații pot crește riscul dezvoltării unor boli grave, chiar și cancer. Printre alte afecțiuni menționate de specialiști se numără hipertensiunea, intoxicația alimentară și disfuncții ale sistemului circulator. Totuși, îngrijorările ar trebui să apară în cazul consumului de țelină reîncălzită în cantități mari. Țelina devine toxică și pe timpul verii, când ne confruntăm cu temperaturi foarte ridicate. Consumul său pe timpul verii poate provoca alergii din cauza unei substanțe numită bercapten. Aceasta provoacă reacții anafilactice. O atenționare specială este adusă în cazul femeilor însărcinate. Consumul de țelină în cantități mari nu le este recomandat, întrucât reprezintă o sursă bogată în hormoni naturali. Atenție la culoarea cartofilor. De asemenea, cartoful poate deveni toxic pentru organism dacă este consumat după ce s-a stricat. Pentru a ne da seama dacă un cartof mai este sau nu bun pentru consum, trebuie tăiat în două și observat dacă interiorul a căpătat o culoare maro. Acea culoare indică formarea unei substanțe toxice care poate duce la intoxicație alimentară. Consumată în această stare poți risca intoxicarea cu această substanță. Efectele sale sunt vărsăturile, grețurile, diareea, durerile de cap și amețelile care apar în medie după 8-12 ore, relatează adevărul .ro.